Tablou de familie sau casa în care te-ai născut e destinul tău. Iată o scurtă prezentare a evenimentelor principale din episoadele 30, 31 și 32. Episodul 30. Tensiunile dintre Mehdi și Zeynep cresc. Mehdi se simte nesigur și controlat de gelozie, ceea ce duce la conflicte între el și Zeynep. Zeynep începe să se concentreze pe cariera ei și să își găsească echilibrul în ciuda dificultăților din viața personală. Relațiile din familie extinsă devin și mai complicate. Sakina, Benal au o discuție tensionată despre trecut și despre cum să meargă mai departe. Episodul 31. Mehdi și Zeynep nu au o confruntare majoră, în care exprimă temerile și frustrările. Mehdi realizează că trebuie să facă schimbări semnificative pentru a-și salva căsnicia. Prietenii și familia lui Zeynep încearcă să o sprijine în aceste momente dificile. Zeynep începe să înțeleagă că are nevoie de o rețea de suport pentru a trece peste crize cu Mehdi. Zeynep se confruntă cu deciziile, dificultățile privind viitorul ei cu Mehdi. Ea începe să se gândească serios la posibile soluții pentru a-și proteja fericirea și bunăstarea. Mehdi decide că a fost un gest mare pentru a-și recâștiga încrederea lui Zeynep. El organizează o surpriză menită să-i atrate cât de mult o iubește și cât de dispus este să se schimbe. Zeynep primește o oportunitate profesională importantă, dar este îngrijorată că problemele personale ar trebui să afecteze performanța. Episodul culminează cu momentul emoționat între Mehdi și Zeynep, în care ambii își deschid inimile și dezvăluie vulnerabilitățile. Zeynep trebuie să decidă dacă va da o nouă șansă relației lor sau dacă va merge pe drumul ei separat. Aceste episoade ilustrează intensitatea emoțională și complexitatea relației dintre Mehdi și Zeynep, putând în lumină temerile, speranța și deciziile dificile pe care le-au de luat acești doi actori pentru viitorul lor.